doar câteva zile înainte de alegeri, autoritățile au inaugurat cu mare fast o grădiniță din comuna Mătăsaru, o investiție începută încă din anul 2007. La festivitate au participat alături de mai mari județului și oficiali de la București, printre aceștia însuși ministrul educației Remus Pricopie. Acest obiectiv este realizat și amplasat la intersecția trei sate, Crețulești, Odaia Turcului, Mătăsaru. De asemenea, este deosebit de important pentru că este finalizat acest obiectiv pentru cei care fac primul pas în viață. Mă uit la acești copii care sunt convins că se vor bucura de noua investiție. Stimați copii, dacă mai mă bruiați, nu vă las în grădiniță. Mai în glumă, mai în serios, copilașii care au aplaudat atunci la vederea grădiniței nu au făcut nici măcar o oră de curs în respectiva locație. Instituția s-a inaugurat, dar nu s-a dat în folosință. Motivul îl explică chiar primarul localității. Investiția e finalizată, mai trebuie să primim, a fost începută investiția pe Ministerul Educației, s-a trecut pe Ministerul Dezvoltării pe OUG 28-2013, mai avem de primit 1 miliard, nu funcționează la ora actuală pentru că ne trebuie un certificat energetic și documentația pentru obținerea avizului PSI. Localnicii nu se arată deloc bucuroși de faptul că micuții din comună nu se pot bucura nici acum de o grădiniță corespunzătoare. A făcut-o pe grăbă. Aha. Unde să stea copiii acolo? Nu e gata, nu o fi gata, știu. Nu fi avut cu ce să... În octombrie până acum... Păi are centrală, are... Nu fi avut ce să umble cu centrală. Cine știe ce? Cine e copiii aici? Dar am înțeles că ai inaugurat-o. La ce apar? Da. Să vede ce e pensat. Să vadă unde a băgat banii, de-aia ai inaugurat-o. Ei știe. În prezent, copiii din Mătăsaru merg la grădinița în două săli de clasă improvizate în cele două școli din comună. Condițiile care li se oferă micuților în respectivele unități de învățământ îi îngrijorează pe părinți. Și aici s-a făcut înăuntru și copiii când îngheață se duce la toaletă tot acolo în spate. Și e toaletă, baie, înăuntru și... Pare, dar nu se poate folosi că se spar sivile în gheață și curge apa. Femeia de serviciu spală cu găleata, da. Păi anul trecut la o fetiță de la grădință i-a căzut ghiuleta pe picioare când s-a spălat. Așa de bine ce sunt făcute. Situația privind grădinița inaugurată și care nu a fost dată în folosință este bine cunoscută și de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. Construcția este finalizată, dar nu sunt plătite lucrările în totalitate. Mai sunt lucrări executate care nu sunt plătite. Totuși s-a făcut inaugurarea în octombrie anul trecut. Inaugurarea s-a făcut pentru finalizarea lucrărilor, urma să fie făcută plata. Singurul care pare să nu fie la curent cu faptul că la Mătăsaru copiii nu învață în grădinița inaugurată este președintele Consiliului Județean Dâmbovița. Locuitorii din Mătăsaru spun că nici acum grădinița cea inaugurată de fapt nu funcționează. Cum să nu funcționeze când sunt copii acolo? Copiii nu sunt la noua grădiniță, însă sperăm că autoritățile vor lua într-un final măsurile ce se impun, pentru ca micuții să și învețe în respectiva unitate de învățământ, așa, de ochii presei.